Măști, mănuși de protecție și un gel antibacterian pentru dezinfectarea mâinilor ar urma să ajungă la mii de elevi constanțeni din mediul rural. Copiii se vor întoarce în bănci pe 2 iunie pentru a se pregăti pentru examenele naționale. Cel puțin în spațiile rurale ale Spitalului Constanța sunt multe cazuri și multe situații care au nevoie de suport pentru a se proteja împotriva virusului și a putea să se focuseze mai bine pe partea de educație și de învățare, pentru că noi considerăm că dacă cumva nu te simți sigur, protejat și nu mergi cu inima deschisă la școală, nu reușești să performezi sau să reușești să înveți atât de bine. Inițiativa își propune să adune suficiente fonduri pentru ca elevii din mediul rural să beneficieze de protecție minimă necesară pentru a se pregăti în siguranță pentru examene. Cei care vor să contribuie la susținerea educației pot face donații într-un cont pus la dispoziție de comunitatea Constanța, Capitala Tineretului. Deja parteneri ai programului s-au alăturat acestui demers. Am cerut niște statistici la nivel județean, ce înseamnă elevi de clasa 8-a și a 12-a din județ. Le-am primit, numărul este de ordinul miilor. Noi ne dorim ca, în baza modalităților pe care le avem de strângere a porții financiare, să reușim să acoperim cât mai mulți dintre aceștia. Am demarat o campanie online și o campanie offline de suport a mișcării noastre. Se poate dona momentan într-un cont al nostru, dar vor fi cât de curând și variante noi de donare prin SMS și chiar printr-un fundraising online. Comunitatea Constanța, Capitala Tineretului, a trebuit să se adapteze situației actuale. În mod normal, pe 2 mai, orașul nostru ar fi trebuit să preia oficial această titulatură. Nu s-a putut. Pentru că și-au dorit să rămână implicați în viața tinerilor, membrii comunității s-au gândit la campania Safety Kit pentru educație. Proiectele care ar fi trebuit derulate în această perioadă au fost sistate. În contextul actual am amânat acest lucru, am amânat împreună cu partenerii noștri din guvernanța națională și chiar cu partenerii noștri din autoritatea locală, conștientizând că este mai bine ca acum să ne protejăm pentru ca ulterior să reușim să ieșim și să facem proiecte la fel de bune sau poate chiar mai bune ca acelea pe care le plănuisem. În momentul ăsta, într-o perioadă de stand-by, urmează să decidem până la finalul verii împreună cu cei de la nivel național când o să preluăm efectiv titlul de capitală. Ce este concret este faptul că, sigur, noi în continuare suntem Constanța, Capitala Tineretului, viitoarea Capitala Tineretului, numai că nu știm de când vom ține această titulatură și în mod oficial. În octombrie anul trecut, în cadrul Galei Tineretului, a fost decernat titlul de Capitala Tineretului din România, orașului Constanța. Mandatul se încheie pe 1 mai 2021.